După ce ploile torențiale au făcut ravagii în aproape toată țara, veștile proaste nu se opresc aici. O nouă avertizare de cod portocaliu a intrat în vigoare. Dar mai multe detalii ne dă chiar acum în direct meteorologul de serviciu, domnul Robert Manta. Bună ziua, mulțumesc mult pentru intervenție. Bună ziua. Așadar, ce noutăți aveți, vă rog? Vom avea ploi în continuare în cursul zilei de astăzi, mai importante în zonele de munte, practic chiar și în acele zone cu probleme din ultimele zile, în speță munții Apuseni, dar și în restul zonei montane, iar un nou cod portocaliu, cel de dimineață, vizează în plus o zonă din estul Muntenei și sudul Moldovei. Mai exact, județele Galați, Brăila, Vrancea și Buzău, unde așteptăm precipitații importante de peste 30-40 de litri, poate chiar peste 50 de litri pe metru pătrat. Da, cum va fi și vremea în capitală, vă rog? În capitală continuă să plouă astăzi, dar veștile bune care le avem pentru capitală, pentru zilele următoare, le avem și pentru restul țării. Vremea se încălzește treptat începând de mâine și devine frumoasă în weekend, astfel că avem soare și temperaturi de până la 30 de grade duminica. Am mai avut asemenea sezon ploios chiar înainte de vară? Da, lunile mai și iunie sunt cele mai ploioase în țară la noi. Practic, aceste două luni însumează undeva la 20-25% din cantitatea de precipitații totală pe un an în anumite zone ale țării. Da, mulțumesc mult pentru aceste precizări, Robert Manta, meteorolog de serviciu ANM. Mergem mai departe.